Polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice împreună cu lucrători de la Direcția Regională Vamală Ploiești au efectuat vineri după amiază verificări în Vama Giurgiu și au oprit pentru control o autoutilitară condusă de un cetățean străin. La efectuarea controlului au fost identificate în portbagajul autovehiculului 20.600 de țigarete diferite mărci, purtând timbru de acciză bulgăresc. Pe numele conducătorului auto a fost deschis dosar penal pentru comiterea infracțiunii de deținere de către o persoană în afara întrepozitului fiscal în vederea comercializării a produselor accisabile supuse marcării peste limita a 10.000 de țigarete. Autoutilitarea și țigaretele au fost indisponibilizate, cercetările fiind continuate sub coordonarea procurorului de la parchetul de pe lângă judecătoria Giurgiu.